Iisus, cel ce slujește. Bună ziua tuturor! Mă bucur atât de mult că suntem din nou împreună la Copiii Regelui. Nu e minunat să facem parte din cea mai importantă familie regală din univers? Fii și fiice ai lui Dumnezeu, într-o lume care se schimbă rapid. Lucrurile nu sunt așa cum ne dorim noi să fie, dar nu uita niciodată că Dumnezeu știe ce face. El este încă regele universului. Indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, putem avea pace în inimă. Doar cereți-i. Astăzi o să urmărim la Copiii Regelui despre Iisus Slujitorul. El ne-a arătat cum să fim altora de folos. Un verset biblic spune: deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Acum, vedeți, dacă puteți să învățați acest verset pe din afară, e bine, copiii ai regelui, haideți să începem! Acum că știți toate lucrurile acestea, veți fi binecuvântați dacă le faceți. Andy, mă bucur că am citit Ioan 13 de două ori și vorbim despre el. Ce zici dacă ne și rugăm la început? Dragă Doamne, te rog, condu-ne în studiul nostru. Mulțumim! Vrei să rezum tu, Andy? Sigur, Shane! Iisus și ucenicii săi urmau să ia masa împreună. Și Iuda vrea să-l trădeze pe Iisus, dar știi că Iisus cunoște acest lucru și... Și Iisus a ridicat ca să le spele picioarele ucenicilor. Da, când Iisus a ajuns la Simon Petru, Petru a zis că nu vrea să-i fie spălate picioarele. Dar Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Apoi Petru decide că vrea să-i fie spălat tot corpul. Și când Iisus termină de spălat picioarele tuturor, le spune că trebuie să spele și unii altora picioarele. Și a mai zis că nu este unul mai bun decât celălalt. Andy, astăzi aflăm cele 5 întrebări care ne ajută să descoperim Biblia. Întrebarea 1. Ce este nou? Păi, Shane, cum se face că Iisus le spăla picioarele? Ei mergeau peste tot în sandale. Drumurile erau prăfuite. Când ajungeau într-o casă, își spălau picioarele, dar nu era nimeni care să facă lucrul ăsta acum, așa că Iisus a decis să o facă el însuși. A, da, pare logic. Păi, Andy, a doua întrebare este: ce te surprinde pe tine? Păi, Petru nu a vrut să-i fie spălate picioarele, după aceea a vrut să-i fie spălat tot corpul. Asta chiar mă surprinde și pe mine, Andy. Întrebarea numărul 3. Ce nu înțelegi din pasaj? Iuda era unul dintre ucenicii lui Iisus. De ce l-a trădat pe Iisus?
Andy, eu nu cred că Iuda a înțeles ce se petrece. Grămada aceea de bani l-a influențat, își urmărea interesul. Ce zice Andy? Din acest pasaj, ce poți aplica în următoarele zile? Cred că dacă Iisus le-a fost slujitor altora, și eu voi face la fel. Ai dat un răspuns foarte bun și mie mi-ar plăcea să le fiu de folos altora. Probabil să ne ajutăm mamele la spălatul vaselor și pe tați să spele mașinile, ori să ducem gunoiul, sau să avem grijă de frații mai mici și să facem ordine prin curte. Aș putea să fac temele cu sora mea micuță. Întrebarea a cincea este ce vei împărtăși cu cineva din ce ai învățat. Ce am înțeles eu este că niciunul nu este mai presus decât altul în ochii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunt foarte important, nu-i așa? Chiar ești, Andy, foarte important. De fapt, fiecare e la fel de important ca ceilalți. Hai să spunem o rugăciune. Dragă Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Ajută-ne să Te urmăm. Amin! Andy, mai vii săptămâna viitoare să citim? Sigur, Shane, abia aștept! Ce mă bucur! Bună tuturor! Numele meu este Betty și sunt asistentă. Îmi place să vă învăț pe voi copiii să fiți sănătoși. Astăzi aș vrea să vorbesc despre distanțarea socială. Distanțarea socială înseamnă să stai îndeajuns de departe de alții ca să reduci răspândirea virusului. Virusii pot fi răspândiți prin tuse sau strănut sau scuipat, ori datorită mâinilor noastre murdare. Să aveți între voi ca lungimea unei chitări. Dacă te dai cu doi pași înapoi, asta e distanțarea sigură de ceilalți. Când vedem oameni pe care îi știm, putem să le facem cu mâna și să le zâmbim, dar să nu ne îmbrățișăm sau să ne sărutăm. Putem să începem prin a ne atinge cotul sau să punem talpă în talpă, sau să ne înclinăm în fața celuilalt. Înclinatul este echivalentul demonstrării respectului. Prin neatingerea altor oameni cu mâinile noastre, putem reduce împrăștierea virusului. Băieți și fete, nu uitați că Iisus vă iubește! Aveți grijă de corpurile voastre și aveți grijă unii de alții! Ce mai faceți, copii? Sunt Steven. Am o altă poveste să vă spun din Biblie. Se petrece în Ierusalim, înainte de Paște, când oamenii veneau la oraș din toate colțurile țării. Orașul era foarte, foarte aglomerat. Toți ucenicii erau cu Iisus și l-au întrebat: unde ai vrea să mănânci noaptea aceasta ca să sărbătorim Paștele? Iisus i-a trimis pe doi dintre ei să găsească un loc în orașul aglomerat. Le-a spus să caute un bărbat care cară un ulcior cu apă, apoi să-l urmeze și va duce la locul unde vor mânca. Povestea se numește Ultima Cină. Poți să citești despre ea în Biblie, așa cum și-o amintește ucenicul Ioan. Era cu puțin timp înainte de Paște și pentru că își iubea atât de mult ucenicii, Iisus a vrut să petreacă timp cu ei, atât cât mai putea. Și pentru că lui Iisus îi plăcea să slujească altora, s-a gândit să organizeze o cină, unde toți stăteau împreună și mâncau, petrecând un timp plăcut. Le era bine. În general, când ajungeau într-un loc, un slujitor venea și le spăla picioarele, dar asta nu s-a întâmplat de data aceasta. Ei nu aveau mașini ca să meargă din loc în loc, cum facem astăzi. Ei doar mergeau pe jos, prin praf și mizerie. Purtau doar sandale, fără șosete, așa că picioarele deveneau murdare. Niciunul dintre ei nu voia să-i spele altuia picioarele, așa că toți stăteau acolo cu picioarele murdare. Lui Iisus îi plăcea să le slujească celorlalți, așa că pentru că nimeni nu s-a oferit să fie de ajutor, el s-a ridicat, și-a dat jos hainele, și-a pus un ștergar în jurul brâului, a luat apă într-un leghean și a început să spele picioarele ucenicilor, ștergându-le apoi cu prosopul. Cu toții erau puțin rușinați că Iisus era cel care le slujea. Când Iisus a ajuns la Petru, acesta a spus că nu vrea să-i spele el picioarele.
Ba da, a zis Iisus. Tu nu înțelegi în momentul de față, dar o să înțelegi. Petru a zis, nu, nu se va întâmpla asta. Dar Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, tu nu poți avea parte cu mine. Și atunci Petru a strigat, nu îmi spăla numai picioarele, spală întreg corpul. Iisus i-a spus că nu e nevoie chiar de tot corpul, pentru că acesta este deja curat. Tot ce trebuie spălat sunt picioarele, dar nu toți dintre voi sunteți curați, pentru că el știa că unul dintre ucenicii lui, Iuda, o să-l trădeze mai târziu în acea seară. Iisus a terminat spălarea picioarelor tuturor. S-a îmbrăcat și s-a așezat pe scaun. Vă dați seama ce am făcut pentru voi? Mă numiți domn și învățător și da, lucrurile acestea sunt adevărate. Iar cum eu v-am spălat picioarele, și voi trebuie să faceți asta unii altora. Iisus a zis, niciunul nu e mai bun decât celălalt. Așa că umiliți-vă și purtați-vă cu ceilalți cum ați vrea să se poarte ei cu voi. Dacă faceți aceasta, veți fi binecuvântați. Iisus ne-a arătat că este important să slujim celorlalți. Aveți grijă de voi, copii! Ne vedem data viitoare! E timpul să-i dăm înapoi lui Dumnezeu. Da, așa este. Pentru ce ești tu recunoscător în această săptămână? Sunt recunoscător pentru cei care lucrează în sănătate. Au grijă de noi. M-am rugat pentru ei toată săptămâna. Da, ei fac o treabă bună, ajutându-ne pe toți. Să ne rugăm mereu pentru ei. Ei ne ajută când suntem foarte bolnavi. Mereu sunt foarte ocupați, obosiți, stresați. Știi că Dumnezeu ne-a cerut să avem grijă de trupurile noastre ca formă de respect pentru că El ne-a creat? Distanțarea socială, izolarea în caz de boală contagioasă, spălarea mâinilor și ascultarea indicațiilor specialiștilor din sănătate înseamnă să avem grijă de corpurile noastre? Da, Shane! Înseamnă să avem grijă de corpurile noastre și de comunitatea din care facem parte. Noi toți spunem că avem grijă de corpul nostru mâncând sănătos, stând departe de substanțe care fac rău și făcând exercițiu fizic. Mulțumesc, bunicule, mă duc să-mi spăl mâinile chiar acum și apoi mă apuc să fac flotări. Mulțumesc, bunicule! Bravo, Shane! Deși nu pot face flotări, mă voi plimba prin curte 30 de minute. Și acum, bunicule, mă duc să-ți aduc portofelul. Îmi place să-i dăruiesc lui Dumnezeu. Mersi, Shane, și nu uita că oricine poate să-i dăruiască lui Dumnezeu la biserică sau prin transfer bancar. Bunicule, sunt așa de încântat că putem să-i dăruim lui Dumnezeu la cât ne-a dat El. Nu uita că tu nu îi poți dărui niciodată lui Dumnezeu prea mult. Biblia spune, nu știați că trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt, care este în noi și pe care l-am primit de la Dumnezeu? Voi nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț. Asta scrie în 1 Corinteni 6, cu 19 și 20.
Bună tuturor, numele meu este Kaira și astăzi facem un ochi din origami. Dacă nu aveți un pătrat, împăturiți colțul unei foi astfel. Și tăiați ce este în plus. Acum, îndoiți pătratul pe cealaltă diagonală. Deschideți pătratul vostru, aranjați-l ca să stea cu un colț spre voi. Și o să facem 3 îndoiri în partea de jos. Astfel. Prima dată, vom aduce colțul de jos spre mijlocul foii, apoi îl deschidem, aduci colțul de jos la linia pe care ai făcut-o anterior, după care îndoi în valuri până la linia din mijloc. Apoi repetați aceeași mișcare pentru partea cealaltă. Următorul pas este să răsturnați foaia pe partea cealaltă și să îndoiți vârfurile spre centru. Acum va trebui să creăm forma ochiului nostru. Îndoiți fiecare colț la jumătate. Întoarceți și împingeți în exterior pentru a obține pleoapa. Pentru a-l colora, îl desfacem la forma de la început. Desenează un cerc în mijlocul diamantului. Apoi, un alt cerc în interiorul primului. Asta este pentru pupila ta. Acum, pentru a alege niște culori, de preferat ar fi să te uiți la ochiul cuiva. În primul rând, cred că o să avem nevoie de negru pentru pupilă. Ce culoare să aleg acum? Albastru, ca ochii mei. Acum am să conturez irisul cu negru. Am lăsat puțin alb, unde lumina ar putea să se reflecte în ochi. Să refacem totul. Acesta este ochiul meu. Este opțional dacă dorești să colorezi pe din afară și să adaugi niște gene. Acum este terminat. Tu poți face încă unul și să-l transformi în buze ca acesta. La revedere! Bun găsit din nou, fetițe și băieți, și bine v-am găsit la Figurine din Baloane. Din nou l-am aici cu mine pe prietenul nostru, pastorul Darren. Bună, Arnie! Bună, băieți și fete! Despre ce o să discutăm astăzi? Ce o să facem? Astăzi am venit cu un balon de culoarea mandarinei și încerca să ghiciți ce ar putea să iasă. Oh, da. Da, vedeți? Dacă puteți să ghiciți ce este, băieți și fete. O să umflu balonul. Mandarin. Este o culoare potrivită, am să încep prin a face capul animalului. Asta e un indiciu mare, copii, e un animal. O bulă, două bule, trei bule și treci prin ele restul balonului. Am să împing balonul. Da, împinge balonul în exterior. Nu pe tine din casă de scotarnici, balonul.
Da, ok. Apoi am să fac creștetul capului. Adevărat. O altă bulă rotitoare. Da. Apoi cealaltă parte a capului. Da. Le alăturăm și obținem aceasta. Pune capul deoparte pentru un timp. Ok. Înflu un alt balon de culoarea mandarinei pentru corp. Da. Al doilea balon. Un gât frumos lung. Da. Două picioare frontale sau labe. Lăbuțe, sunt un alt indiciu. Are labe animalul nostru. În regulă. Și un corp. Și picioarele din spate. Și o labă și o altă labă pe piciorul din spate. Deci are patru labe. Și îi las o codiță? Patru labe, o codiță. Și acum o să pun un nas negru drăguț. Un drăguț nas negru și aveți un alt indiciu. Asta e un indiciu mare. Să punem și niște ochi pe acest animal. Aha. Îi așez pe cap. Are nevoie de ochi. Un ochi. Un ochi. Al doilea ochi. Da, are doi ochi. Ochi, ochi. Avem nevoie și de niște urechi. Are nevoie de urechi. Pe creștetul capului. Urechi mari, așa este, uite. Arată bine. Ce ai spus, Arni? Ureche, am spus că arată bine. Da. O limbă roșie. Un mare indiciu. O limbă roșie. Și în final o să-i fac niște ochișori. Da. Foarte bine. Și uite-l, așa arată. Așa arată, dragii mei. Darren, am să încerc să ghicesc. E cumva un ren? Un ren? Nu e un ren, nu? Nu, nici măcar nu ești. În timpul iernii se iasă din pădure. Da, de fapt, bine. Sunt foarte încrezător că știu ce este. Voi știți ce este, băieți și fete? Am mai mulți de felul ăsta la ferma mea. Chiar ai? Da, câini. Așa e, ai dreptate, e un câine. Da, e orice un câine. E un câine utilitar. Ați putea să auziți de câinii utilitari, dragi copii? Vă puteți gândi unde ne ajută câinii? Tu știi, Arni? Știu, am un prieten care este orb și are un labrador care îl ajută să meargă printre străzi. Așa este. Câinele utilitar însoțește persoanele fără vedere. Cu privire la fermă, cum te ajută câinii? Am niște câini care mă ajută să adun oile. Să adun oile? Sunt mai multe rase? Da, am câte unul din fiecare rasă. Unde altundeva poți să aduce câinii? Cum ar fi unul de poliție? Da, câinii de poliție. De regulă, poliția iau ciobănesc german. Deci există tot felul de câini utilitari. Știai că în Biblie despre Isus se spune că a venit să ne fie de folos? Da. De fapt, în acest episod învățăm despre Isus, care a fost de ajutor ucenicilor și cum noi am putea să le dăm o mână de ajutor celor din jur. Așa că data viitoare când vedeți un câine utilitar, indiferent pe cine ajută, la fermă, pe polițiști, persoanele nevăzătoare, nu uitați că cel mai bun prieten al omului dintre animale este câinele. Dumnezeu a venit să ne slujească și să ne arate cum putem să le acordăm celorlalți atenție. Fantastic, mie îmi place să-i slujesc lui Dumnezeu. Și mie la fel, dar vouă, băieți și fete. Arni, vrei cățelul? Da, de ce nu? Poftim! Salut, amice! Bine ai venit! Oricum, se termină acum figurine din baloane. Ne revedem mai târziu. La revedere, pastore Darren. Pa, Arni! Pa, băieți și fete! To cooperate, don't argue.
ajuta pe ceilalți chiar contează. Dumnezeul nostru ne-a dat un exemplu când le-a slujit celor din jurul său. Ce o să faceți voi pe parcursul acestei săptămâni, băieți și fete, ca să le fiți de folos celor din jurul vostru? De ce să nu urmați exemplul lui Isus și să-i ajutați? Oricum, de-abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare. Aveți grijă de voi, stați în siguranță și Dumnezeu să vă binecuvinteze!